Dănița, mulțumesc foarte mult. Accident grav în București. O ambulanță a fost lovită în plin de un tramvai după ce șoferul autospecioale a pierdut controlul volanului, a rupt gardul de protecție și a intrat pe linia de tramvai. Vine cu detalii chiar de la fața locului. Cristina Anton, colega mea. Te ascultăm, Cristina. Găsită chiar în aceste momente, mașina este urcată pe platformă, va fi luată de aici, este o adevărată mobilizare de forțe, au ajuns și pompierii la fața locului, cei de la intervenții, cei de la STB pentru a încerca să remedieze cumva această problemă. A fost scoasă mașina, ambulanța, în urmă cu puțin timp de aici, de pe linia de tramvai, pentru că se afla pur și simplu pe linia de tramvai, ar fi ciocnită și tramvaiul, spun câțiva martori. Însă problema cea mai mare este că venea această mașină cu viteză, ambulanța venea cu viteză și a intrat pur și simplu în gard, a rupt gardul care trebuia să fie aici. În momentul de față, așa cum puteți vedea, circulația tramvaielor este absolut blocată pe această linie. Ne aflăm și noi pe șoseaua Ștefan cel Mare de aici din capitală și, bineînțeles, tramvaiele sunt blocate în momentul de față, nu mai pot circula pe aici. Din fericire, nu a fost nimeni în ambulanță, ambulanța nu transporta pacientă și nici șoferul nu a pățit nimic, însă se putea întâmpla o tragedie.